Dacă trecem prin suferință, Tu ești cu noi. Dacă trecem prin foame, prin cufare, Tu ești cu noi. Ce iezuvesc sfânt și nimeni altului ca Tine, Doamne, Te chemăm, Iisus, avem nevoie de ajutorul Tău. Avem nevoie de prezența Ta, de îndurarea Ta ceriască, o sănătate. De puterea Ta, o Doamne, și de prezența Ta cea sfântă, numele Sfântă. Ești chemat în numele Tău cel sfânt să lași izbăvirea Ta ceriască, o sănătate. Ziperna grude stimentaraste nevoia ta! Așa-ți vorbește Hristos, Domnul, femeie! Iată, zice Duhul Sfânt! Ai trecut printr-un foc greu, zice Hristos, Domnul. Aleluia. Și iată, lăuntru inimii tale, o sănătate! Ai strigat pentru un suflet, zice Duhul Sfânt, o sănătate! Și te-ai temut ca nu cumva să pleci de pe pământ, zice Duhul Sfânt. Iată, am sudat la firul vieții tale, zice Domn! Aleluia. Și astăzi e vremea să te aliniezi cu cei ce fac voia mea. Aleluia. Căci iată, zice Duhul Sfânt, dacă nu vei asculta, zice Domnul, greu te voi apăsa. Zege dobrea, ghetmeria ta, raste nevuia ta! Căci unii au mâinile murdare și dau trupul și sângele meu, zice Duhul Sfânt. Și alții în jurul tău se îmbolnăvesc, zice Domnul, o sănătate. Pe tine te-am păzit, zice Duhul Sfânt. Și te-am ținut în rana pălmii mele, zice Domnul. Și iată, te voi purta pe brațe, strigă Duhul Sfânt. De aceea, zice Domnul, o sănătate. Cheamă-mă și strigă-mă cum nu m-ai strigat, strigă Duhul Sfânt. Căci eu, Domnul, l-am ferit pe cel de lângă tine chiar astăzi, zice Duhul Sfânt. De organele poliției, zice Domnul, o sănătate. Și de uneltirea străină, zice Domnul. Te iubesc, femeie, zice Hristos, Domnul. Și astăzi îți spun că preț ai înaintea ochilor mei. Ferice va fi de tine dacă vei asculta, zice Hristos, Domnul. Ți-am dat șanse, zice Duhul Sfânt. Fiindcă am văzut căință și pocăință în inima ta, zice Hristos, Domnul. Și astăzi îți vorbesc în semn de mină și în bunătate, zice Hristos, Domnul. Iisus Hristos a pătimit în trup. Amin. Te-am ferit de poliție astăzi, zice Duhul Sfânt. Și la umbra aripilor mele te-am adăpostit, zice Hristos, Domnul. Din multe te-am scăpat, strigă Duhul Sfânt. Mi-am întins brațele peste tine, zice Hristos, Domnul. Aleluia. Te-am îngăiat la timp și la vreme, o sănătate. Și-am binecuvântat viața ta, strigă Duhul Sfânt. Aleluia. Iar când dușmanii tăi s-au adunat, zice Domnul, o sănătate. Iată, te-am scos biruitor și nu te-am lăsat de rușine, zice Duhul Sfânt. E vremea, zice Domnul, să te ridici din roșcovele. E vremea, zice Domnul, să te ridici dintre oamenii murdari din jurul tău, zice Duhul Sfânt. Căci mulți strig o sănătate, căci mă iau pe mine, zice Domnul. Dar de mult i-am părăsit, zice Duhul Sfânt. Zalughet menia zebel, tiep nevia tu o sănătate. Și corturile lor le-am lovit de multă vreme, zice Domnul, o sănătate. Vorbește, Doamne. Zalughet menia zebel, tiep nevia tu. Și-am îngăduit ca Duhul de cancer să le prindă, zice Domnul. E vremea, zice Duhul Sfânt, să te ridici, zice Domnul. Și să faci pași în poporul unde te-am așezat, ți-am dat viață, zice Domnul. Am binecuvântat cortul tău, asanat! Și-am strigat la mântuire pe cei drați, zice Duhul Sfânt. O, de-ai înțelege cercetarea, zice Domnul. O, de-ai înțelege voia mea, strigă Duhul Sfânt. Căci iată toiacul pâinii nu l-am rupt, zice Domnul.
Nici încă l-am lăsat ca stem debil în dreptul tău. Te iubesc, bărbatule, strigă Duhul Sfânt. Și nu te-am lăsat, zice Hristos Domnul. Aleluia. Nu te-am părăsit o clipită, strigă Duhul Sfânt. Ochii mei au vegheat asupra ta, de pe înălțim, zice Domnul. Aleluia. Și te-am binecuvântat, strigă Duhul Sfânt. Și te-am ținut pe brațe ca astăzi să-ți amintesc că-ți iubesc sufletul tău, zice Aleluia. Domnul. Iisus Hristos a coborât în trup. Amin. Și mi s-a rască de vla 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 praino de valto. Așa-ți vorbește Hristos Domnul, femeie. Lacrimile pe fața ta adeseori s-au uscat de durere, zice Hristos Domnul. Dar iată, zice Duhul Sfânt, am privit cu ochi de milă spre sufletul tău. Și când privești micuțul care fuge prin casă, ți se înveselește inima, zice Domnul. Ziperna grude stimentaraste nevuia ta! E vremea ridicării tale, strigă Duhul Sfânt. Că ce am în vedere, zice Domnul, să las iertare, să las eliberare, zice Duhul Sfânt, și să mă ating de sufletul încurcat, zice Domnul, să-i dau direcție și să binecuvântez sufletele din jurul tău. Căci ai văzut că fără de mine nu se poate, zice Hristos Domnul. Iată e vremea, strigă Duhul Sfânt, să mă chem cum nu m-ai chemat. Căci iată izvor de binecuvântare voi lăsa, zice Duhul Sfânt. Căci iată după fiecare furtună, zice Domnul. Te-am învățat multe lucruri, femeie. Și astăzi îți spun pace ție, suflete iubit. Voi zdrobi piatra. Voi ridica povara, zice Hristos Domnul, și voi atinge puntele în care mă strigi de-o vreme. Vreau să dau înaintare la sufletul încurcat, zice Domnul, și să las binecuvântarea mea sfântă și dreaptă și să înțelegi că-s Dumnezeu, Iisus Hristos a pătimit în trup. Amin. Ziberna grude stimentaraste. Limenia țarobe de volte araste negraie dobraino de galoto. Așa-ți vorbește Hristos Domnul, suflete iubit. Iată, zice Duhul Sfânt, prin mari încurcări ai trecut, zice Hristos Domnul. Adeseori n-ai ascultat, zice tot. Căci iată ai lăsat de multe ori sufletul care te iubește mult înlăcrimat și nu putea dormi nopțile așteptându-te, zice Duhul Sfânt. Fernagru de stiment rapor de grandovia tua sanale! Luptele au fost mari și grele, iar acum se vede peste tine remușcări, zice Domnul. Și-ți pare rău, strigă Duhul Sfânt. Vorbește, dar înfăptuirea lucrurilor este făcută, zice Aleluia. Se vede un suflet care lucru la inima lui, zice Duhul Sfânt. E vremea să faci pași către mine, zice Domnul. E vremea să tragi linie pentru lumea aceasta, zice Domnul. Și să privești către mine de unde va veni binecuvântarea și izbăvirea. Căci ai vrut să-ți faci o familie, zice Hristos Domnul. Dar tu pe puterea ta n-ai putut, zice Hristos pe Duhul Sfânt. Dar iată eu care sunt Domnul și sunt Tată pentru tine. Astăzi îți spun masanale! Aleluia. Că sunt gata să-mi întind brațele peste tine. E vremea să asculți. E vremea să te temi. E vremea să asculți de oamenii din jurul tău. Căci iată, zice Duhul Sfânt, dacă nu îi asculta, bine mă va fi, zice Hristos Domnul. M-am coborât în semn de milă, zice Hristos, prin Duhul Sfânt, fiindcă ai preț în ochii mei și încă ești în planul meu de mântuire. E vremea să te întorci, zice Hristos Domnul. E vremea să te căiești, strigă Duhul Sfânt. E vremea să-ți ceri iertare, zice Domnul, la cei care au luptat să-ți aducă o bucată de pâine, zice Duhul Sfânt. De ghetobriat, ghetmeriat, araste nebuia ta! Vreau să-mi întind mâinile peste tine.
și să-ți fac o viață fericită, zice Hristos. Căci viața în care trăiești o luptă, o sanare și puțin te poți bucura, strigă Duhul Sfânt. Te iubesc, zice Hristos Domnul, și n-am să te las, strigă Duhul Sfânt. Am să-mi întind brațele peste pântecul tău, strigă Duhul Sfânt. Și iată, zice Domnul, îmi vei vedea mila, zice Domnul, Iisus Hristos a venit în drum. Amin. Zăghetobriat, ghetmeri, iată raste nevuie. Parode glas, mâna, iată raste neșivă, așa-ți vorbește Hristos, Domnul, o sanare. Se vede o încurcătură în care ești, zice Duhul Sfânt. Dar am în vedere să-ți dau direcție, zice Duhul Sfânt. Îți voi da un sfat printr-un om de-al meu ce să fac, zice Duhul Sfânt. E vremea, zice Domnul, să iei de aminte și să ascult, strigă Duhul Sfânt. Căci iată, în diferite lupte ai fost, zice Hristos Domnul. În diferite încurcături, zice Duhul Sfânt, referitor la binecuvântarea pământească. Te vei încurca în scurtă vreme cu două suflete. Din cauza unei mașini, zice Duhul Sfânt. Dar iată, zice Domnul, o sanare! Am să-mi întind brațele peste tine, zice Duhul Sfânt, și am să te scot binecuvântat din încurcătura aceasta. Dar e vremea, zice Domnul, să-ți faci și tu partea ta. Și iată, dacă mă vei asculta, zice Hristos Domnul, am în vedere să schimb înaintarea vieții tale, să asculți de oamenii bătrâni din jurul tău, zice Domnul. Să dai la o parte încăpățânarea, zice Domnul. Căci iată, zice Duhul Sfânt, se vede un duc de nervi care te paște, zice Domnul, o sanare. Și cuvintele nu sunt plăcute, zice Hristos Domnul. Să nu lipsești din casa de rugăciune, strigă Duhul Sfânt. Căci am în vedere să te modelezi, zice Duhul Sfânt, și chiar să te pregătesc pentru o lucrare, zice Domnul. Iisus Hristos a pătimit în trup. Amin. Da, Diavolă, și nu știi ce să mai alegi, zice Domnul ăsta mare. Și aștepți ca lucrurile să se schimbe, strigă Duhul Sfânt. Oare mâna mea s-a scurtat, zice Domnul? Oare urechea mea nu te-a auzit? Astăzi îți spun că sunt Domnul care iubește ființa ta. Iată, voi intra în casa ta, femeie. Și de voi găsi post și rugăciune, zice Duhul Sfânt. Voi scoate suflete la lumină, zice Domnul Asanat! Și iată, îmi voi întinde mâna și mare îți va fi bucuria, zice Hristos Domnul. Laudă-mă și lucră pentru mine, strigă Domnul. Căci o vreme în care venirea mea e aproape și atunci este al meu. De aceea să nu te temi, zice Duhul Sfânt, căci iată, voi lucra în familia ta, zice Hristos Domnul. Iar la cerința care se vede și teama care o ai, o am în mâna mea, zice Hristos Domnul. Și iată, voi păzi, voi lucra, voi cerceta, zice Duhul Sfânt. Așa cum am ferit de organele de poliție pe acest suflet drag și l-am scos din încurcături, iată, voi întinde mâna și în lucrul acesta, pentru care mă chem și mă strigi, fiindcă te iubesc, femeie. Astăzi s-a vorbit prin Duhul Sfânt. Amin. O, Dumnezeu, Dumnezeu, Iisus, dai-te glorificate, dai-te odier, dai-te sara, dai-te rugăciune, dai-te comorție, dai-te Să lași lumina Duhului Tău cel Sfânt și un duc de înțelegere peste ei, o Doamne. Ca pacea Ta să dăinuiască, o să nă! Ești Dumnezeu meu și Sfânt.
rămâi cu noi, rămâi în inimile noastre, în corpurile noastre, în familiile noastre, ca Stăpân, Domn și Mântuitor. Amin. Puteți să ocupați locul? Doamne, să se ține odată în toate.